Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Stam, fraților. Jucăm pe serverul Blue Bucket. Da. Nu ezitați absolut un subscribe la canal dacă vă place seria aceasta de Stam minunată. Ce să vă zic eu vouă, fraților? Am mai jucat de ceva timp, adică de vreo 5 minute, glumeam. Ok, să lăsăm glumele astea tâmpite. Bă, în episodul de astăzi mai vreau să ne distrăm ca ieri, dar ieri n-am prea apucat. Adică, nu ieri, episodul anterior, n-am prea apucat să facem DM pe polițiști, că am zis, știți că, normal, ideea era să fac DM pe polițiști, dar n-am mai apucat și am zis, las-o. O să facem în episodul ăsta, deci în episodul ăsta facem DM pe polițiști. Trebuie să facem, cel puțin. Ok, hai să vedem. Mergem. Astăzi avem un subiect destul de ca lumea de povestit. Ca lumea și trist în același timp. Păi, văd multe postări pe grupuri, dar hai să o luăm de la început, gen. În primul rând, dacă mă ia pentru contrasez, mă, și piși pe l-am luat practic pe lângă, adică, asta e level-ul, nu ceva. Sculatul. Level 9? Stai, cum, furat, ești nebun? Sau se lasă de server, una din două. Așa. Deci, practic, îi văd pe unii care, uite, de exemplu, vin în comentarii la unul, dar ei nu se ia de contentul pe care îl face, se ia de cum îi merge jocul. De exemplu, am văzut acum două zile la... Nu acum două zile, sau, nu știu, acum câteva zile, la un videoclip de-a meu mai vechi, adică un videoclip de acum un an și ceva, de Counter-Strike, competitiv. Da, atunci nu aveam un calculator chiar așa de bun. De fapt, acum 2 ani, un an, nu știu cât. Nu știu, frate, cât o zic de la videoclipul ăla, că nu m-am uitat gen de când e postat. No, și gen, au venit, dar nu că mergea prost. Mergeam 50 FPS-uri, dar faza era că în videoclip se vedea ca lumea, adică nu se vedea ca și cum mergeam 200. Deci asta nu e, na, pana mea, să zici că se ia de calitate, că încerc să fac calitate. Așa, și vine comentarii și zice, bă, gen, nu știu ce, ai 50 FPS-uri, a, ce praf ești la... Nu, frate, deci nu contează câte FPS-uri ai ca să faci YouTube, sincer. Dacă îți merge cum îți place ție și acum să fie și ca lumea, adică nu să ai un calculator de la care îți tragi de manetă cu aia să-ți pornească, dai la manivelă și să te apuci de YouTube, adică să-ți meargă Minecraft-ul chiar în 15 FPS-uri, adică Minecraft-ul, frate, în joc de cu bulețe, dar zic așa ca idee, frate. Unii te judecă, practic, după ceea ce n-ar trebui să te judece, după ceea ce ar trebui să te respecte, că te chinui să faci YouTube chiar în condițiile alea, știți? Când ai un calculator mai slăbus sau că exige, deci ar trebui să te respecte, practic, da, nu, ce să zici. Mai ești și retardați de ăștia. Practic, aia care se țin de YouTube și se chinuie cu un calculator mai slăbus, bine, nici să ai calitatea de aia de praști, adică să se miște Minecraft în 2 FPS-uri, da? Pentru aia care se chinuie să facă YouTube calitativ, adică să ne meargă ca lumea și nu le merge chiar așa de bine, gen, na, pana mea, să zicem că au un calculator mai slăbus, dar încearcă totuși respect, frate, adică aveți respectul meu. Eu mai am văzut unii care, de exemplu, încearcă să joacă CS, se enervează, asta e, se mai întâmplă, dar fac eu tu, frate, au calitate, cum, nu știu, sunt unii, frate, nu dau nume pentru că nu vreau să, da, să-l favorizez pe unul, de exemplu, dar zic așa ca idee, că-s mulți care cu ce au, cu echipamentul pe care l-au, fac o treabă foarte bună și n-au nu știu ce echipament performant. Așa, deci, nu spune că-mi dă crash, ba nu. O da remove la player 180, due to error. L-o duduit cu eroarea aia în capă. No. Dacă ai rank 6 în ceva acțiune, poți să dai reject la aplicații create de player? Da, poți. Păi, e colider-ul ăla, cum să nu poți scoaie? What the fuck, m-am crezut că sturme de mașină în aer, lol. Așa, de care va rob? Nope. Și vezi că îs și pe de, că îs și pe de în se în secvența asta. Odată m-am trezit cu vreo 7 PD care mă așteptau lângă bancă că vreau să dau rob, adică pe Bizon. Și m-am găcat pe mine de rest, că după aia am plecat, n-am mai dat robul. Am găcat pe mine de rest.
Eu vin acolo, nu lângă bancă, acolo, la, știi, la chestia aia unde vii să vorbești cu ăla, dai romă. Aștept acolo vreo 7 PD. Și după aia vin eu acolo, mă plimb pe lângă, că eu tot timpul dau ce... Uuu, 67 de kilogram, păi bine, frate, păi facem aici... Oh, nu, 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 un tractor, un tractor. Aștept vreo 7 PD, după aia plec, gen cu mașina înapoi, nu mai merg. Uai, cu aia, cred că s-au ofticat, aia, vreau și ei să stea la raport acolo, să ia niște robări, ceva. Și... na. Bine, practic, ei n-au voie să te aresteze până n-ai făcut 6 stele, adică practic până ai atins prima bijuterie din bancă. Până atunci n-au voie să te atingă. Adică nu cred că are voie să... Adică știu că mai erau niște sifonari care sunau, gen te vedeau că veneai de acolo, din locul ăla și sunau la 112 și ziceau că e un robber care se duce acum spre bancă să dea rob. Și aia erau cei mai retardați lumea, adică... Să te trezești cu poliția cu 20 de minute înainte în fața băncii și după ce ai dat practic să dai robul ăla, să faci grupul și toate alea, practic nu mai ai ce să faci, trebuie să dai robul neapărat. Și, na, atunci trebuie să te lupți cu ei, să-i omori repede. Și bine, sunt mai greu să te lupți cu 7 PD când voi dați rob vreo 3-4, adică e nasol, frate, și e bine căcat. Da, e mai bine pe baghet, te duci, dai slash rob și aia e. Că nu cred că nu poate nimeni practic să te sifoneze că vrei să dai rob. Doar dacă faci tu așa ceva cu un prieten să dai sau să te vadă, nu știu, să sune aiurea. Oa, îmi trece un camion privat. Da, zic așa, ca idee, frate. Așa, 67K. E bine, ne-am scos și noi ce... Opa. Ce fac, mă? Așa. A, e că e bine. Bă, stai, mă, ce faci, mă? 387 singurul. Slash number 387 slash SMS 5556. Vezi că vine o mașină de poliție spre tine. I-am văzut că discutau despre ID 387. Așa, ca să ne faci datoria, practică, snap, pana mea. Mergem la dealership să vedem ce mașini de averea noastră. Deci chiar în chef. Deci chiar în episodul ăsta să mor eu, de nu mă duc și îmi cumpăr mașină. Slash number 563 number. S-a deconectat! Mamă, ce fraier! S-a închis 17 kk? A, n-am banii la mine. O să mă duc să-mi scot. Și premium, a, nu premium, expensive cars. A, nici nu vreau să mă gândesc la cheap cars, aș vrea să mă uit. Primul care merge la casa 219, orice tip de PMI se numește... A, cu orice tip... Cu orice tip primește... Ce? De orice tip. A, cu o mașină de orice tip. Slash fine house 219. Hai că vreau un BMX. Dar cred că era mama dracu în suflet, așa e? Nu știu, nu o văd că sunt multe puncte roșii. Opa. Unde bă? Ai, lăsă. Bă, nu o văd, să moară familia mea. Cam mapa aia customizată cu multe puncturețe. Aia de ți arată gifturile cum ar veni și... Hai să mergem, bani și un BMX. A, bine, cred că deja au și ajuns cineva, ne uităm. Bă, nu mulți cred că o bagă în seamă pe secvență. Sau niște pica cu pită cu Nutella, cred că era, nu? Hai să vedem, sper că nu sunt retardat, deci nu merge, adică... Da. Este al doilea episod pe astăzi pe care îl filmez și... na, am destul de obosit, am venit de la școală la ora 3, deci sunt destul de obosit, dar hai să filmez mai multe, că știți că eu sunt leneș rău de tot și na, nu prea, adică filmez azi, după aia mai filmez mâine și da, am zis să fiu sigur că pentru mâine am 100%. Adică îmi trebuie și pentru mâine, că ăla anterior, care l-ați văzut, cred că deja e postat și s-a postat gen la ora 30. Hai mă, sari, hai că poți, hai că poți, hai că... Yes, bine mă. A, așa cum am răsturnat. A, am înțeles.
Am înțeles. Ah, nu chiar. M-am înțeles chiar bine. Ok. Nu poți face un top de 3 de poți face un top de 3 instructori? Ba, ce contează, frate? Tot spun aceleași întrebări până la urmă. Tupeu. No! What? Wow, nu mă așteptam la chestia asta. Wow! Credeam că o să bubuie. Oh, mai duc. Ah, ok, hai să murim și... Chem și noi episodul, cred că. Ai, frate. Fai, bă! Ce mai ba, mă? Ah, really, man? Am vrut să vin, dar am intrat cu mașina în rău. Oh my god, și acum nu mai mor. Ah, ba da, uite acum mor. RIP. Spun. No. Fraților, oricum sper că v-a plăcut acest episod. O să mai încerc să găsesc gen și pe ori și chestii de făcut, dar acum am jucat așa, lejer 2 episoade, cred că am fost și o oră în plus, așa e? 112, da? Avem 1-2 ore, băieții. No, păi sper că v-a plăcut acest episod de Sam, rezultat Sam, apăsați pe butonul de subscribe la canal, pentru că na, am și eu am muncit și eu ceva la videoclip, deci da, muncit și eu ce trebuie să le andez, alea, supana. Adică e ceva de muncă, frate, și la videoclipurile astea la care le postează YouTuberii și, na, mă rog, dați și voi un subscribe acolo să arătați că mă susțineți, că am făcut și noi 4.000 de subscriber, fraților, vă mulțumesc foarte mult. E a doua oară când fac, pentru că prima dată a venit bugul ăla sau ce, bă, sau a fost, nici știu ce, a fost desactivat, nu știu, n-am înțeles nicio chestie aia. Și practic au dispărut YouTuberii, pur și simplu. Na, pana mea. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye!